Bună ziua, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Înainte de a intra în subiectul pe care vi l-am propus și anume adevărata fața lui Nicuș Iordan, aș vrea să fac și o scurtă referire la plângerea penală pe care am depus-o alături de ceilalți parlamentari PSD, plângerea penală pe numele Nicuș Iordan cu privire la acele infracțiuni pe care noi credem că dumnealui le-a săvârșit. Plângerea penală n-a avut niciun rol de a influența în vreun fel campania electorală, pentru că nu-și imaginea nimeni, cred, că DNA, într-un termen de o săptămână, va reacționa în vreun fel la solicitarea noastră. Plângerea penală a fost făcută tocmai pentru că l-am auzit și pe Nicuș Iordan spunând că dorește să elimine dejecțiile din politica românească. Da, și noi vrem să eliminăm dejecțiile din politica românească. Mă uit la dumneavoastră, sunteți ziariștii cu experiență vechi. Cred că și dumneavoastră, de-a lungul acestor ani, ați auzit atâtea lucruri despre practicile Nicuș Iordan, dar nu erau probe. Eu, ca președinte al Comisiei Economice, am avut multe discuții cu oameni de afaceri care se plângeau despre ceea ce face Nicuș Iordan, despre practicile Nicuș Iordan. Dar faptul că oamenii ăștia n-au ieșit public, n-au spus nimic, nu pot fi condamnați, e dreptul lor. Că oamenii politici tac și acoperă asemenea lucruri, nu e numai lașitate, este și complicitate. Și vreau să vă mai spun un lucru. În 2016, staful de campanie a lui Cătălin Predoiu avea fix aceleași elemente în legătură cu practicile lui Nicuș Iordan. Ce au făcut? Le-au acoperit. S-au rezumat doar la a-i da o poreclă, Plicușorban. Cum bine știți, porecla asta de Plicușorban vine exact de la staful de campanie a lui Cătălin Predoiu în 2016. Au tăcut. De ce? Pentru că, iată, sunt complici, acum sunt împreună, acum nu mai prioritizez să apere practicile lui Nicuș Iordan. Așadar, îmi doresc din suflet ca după campania electorală instituțiile statului să stabilească limpede este sau nu trafic de influență ceea ce face Nicuș Iordan, este sau nu conflict de interese și primirea de foloase necuvenite. Faptul că Nicuș Iordan primește 50.000 de euro în timpul mandatului de deputat e treaba instituțiilor să reglementeze și să stabilească lucrurile astea ca să știm ce tip de politică vrem, cu atât mai mult cu cât auzeam zilele trecute pe Băsescu Traian, care ne spunea că pentru înregistrări cu mult mai soft decât cele prezentate aici, nepotul domniei sale a făcut 3 ani de pușcărie. Așadar, hai să Nicuș Iordan și fac apel la toate instituțiile statului să curețe lumea politică de aceste dejecții. Și acum aș dori să intru la direct în subiectul zilei, la adevărata față al lui Nicuș Iordan și vreau să vă prezint 2 cazuri elocvente de investitori care arată care sunt practicile pe care le folosește Nicuș Iordan. Am aici toată documentația și o să vă stea la dispoziție toată documentația cu privire la actele despre care am să vă vorbesc scurt, pe repede înainte. Lucrurile stau așa. Avem un investitor în sectorul 4, iată, sectorul 4, cel care are, unde are lipici Nicuș Iordan, sectorul unde a intervenit pentru interlopul câine. Haideți să vedem ce face Nicuș Iordan într-un caz al unui investitor, cazul Da Vinci Residence. Se întâmplă următorul lucru. În anul 2011, Consiliul General al Capitalei emite un PUZ, se aprobă un PUZ. Nicuș Iordan cu asociația lui este prezent la acea ședință a Consiliului General, este consemnat în raport prezența asociației Salvați Bucureștiul, nu atacă PUZ-ul în anul 2011, urmează etapa PUD-ului, adică planului urbanist de detaliu, în 2015 nu are nicio obiecție asociația Salvați Bucureștiul la acel plan urbanist de detaliu, iar în 2019 se emite autorizația de construire.
acestui complex rezidențial, după cum vedeți, cu 3 blocuri de 10 etaje. Nimic împrejur. Domnul Nicușor Dan, după ce investitorul construiește, începe să vândă, vinde, dacă nu mă înșel, vreo 70 și ceva de unități locative, încasează 2.400.000 de euro, se angajează în fața celor care le-a vândut să livreze apartamentele la termenul prevăzut, bineînțeles, trebuie să-și plătească rată la bancă și, ce credeți, Nicușor Dan atacă autorizația de construcție. Când? La 3 ani de zile de la emiterea ei. Atunci când acest proiect devine important, devine interesant, atunci când investitorii sunt strânși cu ușa, sunt obligați, spuneam, să livreze la termen apartamentele, sunt obligați să-și plătească ratele la bancă, sunt obligați să continue construcția. Dar cel mai important lucru este să vedem motivele pentru care domnul Nicușor Dan atacă după 10 ani de zile de la emiterea actelor. Hai să vedem motivele. Două dintre ele sunt fabuloase. Unul este faptul că acele construcții, acele 3 blocuri, sunt pe culoarul de zbor al cocorilor și probabil păsările, cocorii ăștia, nu mai își găsesc linia de zbor decât pe acea zonă și vor intra cu capul în acele blocuri, deși vis-a-vis există celebrele blocuri comuniste de pe calea Văcărești, unde sigur cocorii le evită pentru că nu erau probabil născuți pe vremea aceea. De asemenea, într-o zonă limitrofă se află celebrul proiect Azmita Gardens, unde sunt imobile de 24 de etaje, unde sigur cocorii, venind în picaj pentru că evită cele 24 de etaje, vor intra exact în acest proiect de 10 etaje. Și mai este un motiv care este, chiar nu-i glumă, văd că zâmbiți, chiar nu-i glumă, ăsta este motivul real pe care îl avem aici în cererea, de capătul de cer pe care Nicușor Dan îl face în instanță. Și mai este un motiv fabulos, și anume că aceste 3 blocuri fac umbră câmpului, pentru că în acea zonă nu sunt blocuri, iar domnul Nicușor Dan este foarte preocupat că aceste blocuri fac umbră câmpului. Acum, revenind deși lucrurile sunt reale, sunt adevărate, aceste solicitări există, ne întrebăm, evident, de ce face Nicușor Dan aceste lucruri, de ce atacă Nicușor Dan o autorizație de construcție la 3 ani de zile de la emiterea ei, pentru că proiectul a devenit interesant, pentru că investitorii se strâns cu ușa, pentru că trebuie să se întâlnească, ca să ce? Să răspundă public Nicușor Dan de ce atacă acte normative care sunt emise încă din anul 2011, iată, aproape 9 ani de zile, act la care a fost prezent în sală, pe care nu l-a contestat, dar îl contestă atunci când are valoare, atunci când are ce să negocieze. Mai un subiect, iarăși, la care un alt dezvoltator imobiliar a făcut referire la el, chiar Băsescu Traian, zile trecute, este vorba de One Properties, înțeleg că s-ar fi întâlnit cu acest investitor, domnul Nicușor Dan, să vedem cum stau lucrurile și aici. În cazul lui One se întâmplă exact același lucru. În anul 2011 se emite un PUZ. Asociația Salvați Bucureștiul nu atacă acel PUZ. În anul 2018, deci iată, la o perioadă însemnată de timp, se emite autorizația de construcție. Domnul Nicușor Dan o atacă. De ce? Pentru că acolo, pe ruinele fostei fabrici Automatica, a urmat să se dezvolte un complex rezidențial. Fosta ruină a fabricii Automatica este cumpărată de acest dezvoltator împreună cu grupul Ocean, da, cu acea multinațională, și dezvoltă acolo un proiect imobiliar care a fost avizat de absolut toate instituțiile,
începând chiar din 2009, când s-a cerut aviz de mediu, unde Nicușor Dan n-a avut nimic de obiectat la acel aviz de mediu. Ulterior se obțin toate avizele premergătoare PUZ-ului în perioada 2009-2011. În anul 2016, când se cumpără acea investiție, se obțin, bineînțeles, spuneam, toate avizele. 2018, autorizația contestată. Se cere anularea tuturor actelor, inclusiv a celor emise din 2009, deci ca să ne lămurim, în 2018, domnul Nicușor Dan cere anularea actelor emise din 2009, pe care, la momentul respectiv, nu numai că nu le-a atacat, chiar a fost prezent în sălile de ședință ale consiliilor, Consiliul General și Consiliul Local, când aceste acte normative au fost adoptate. Și aici este fabulos să aflați care sunt motivele pentru care Nicușor Dan atacă autorizația de construcție. Aici lucrurile sunt, dacă n-ar fi de plâns, de râs, ar fi de plâns, da. Știți, noi, pe mine, și pe mine m-a amuzat, pe alții i-a revoltat, văd că și pe dumneavoastră vă amuză. Preocuparea majoră al domnului Nicușor Dan era că acolo, pe ruina vechii fabrici Automatica, își dezvoltaseră habitatul, trăiau viermi, păienjeni, ciori, șopârla de zid, evident, pe o ruina unei fabrici a apărut șopârla de zid, porumbeii treceau pe acolo, ciorii la fel, vrăbile, că și de vrăbii vorbește, și bineînțeles era foarte preocupat și că ar putea fi deranjat habitatul broaștei și a șarpelui de apă care ar putea trăi în lacul Floreasca. Iarăși nu este vreo invenție de-a mea, este aici, vă rog să vedeți, facsimilele din motivarea instanței, care bineînțeles respinge toate aceste acțiuni. Dar ceea ce mi se pare absolut halucinant și chiar este un motiv ca să-i solicităm domnului Nicușor Dan public poziția în legătură cu acest lucru. Domnul Nicușor Dan menționează aici, este, pe cum vedeți, șopârla cenușie, șopârla de când, care ar putea să-și aibă habitatul în parcul și lacul Floreasca. Sunt motive ca domnul Nicușor Dan să atace acest proiect imobiliar, așa cum spuneam, la 9 ani de zile de când actele au fost emise. Dar cel mai important lucru, ca să zic așa, cireașa de pe tort, care arată reaua credință a acestui personaj care pozează în salvatorul zonelor verzi și apărătorul oamenilor, este faptul că nu cunoaște conținutul unei autorizații de construcție și o atacă. Aveți aici facsimilul pe care l-am luat din motivarea instanței, în care Asociația Salvați Bucureștiul spune că menționează, nu cunoaște conținutul autorizației de construcție, dar o atacă. Iată, aici este facsimilul respectiv. Și aș face o comparație, n-am cum să nu fac o comparație cu cazul câine. Câine, Mitrache câinele. La Mitrache câinele, domnul Nicușor Dan a studiat documentația, a văzut că acolo există o solicitare de demolare, a văzut în autorizație că domnul Mitrache n-a respectat condițiile din autorizație, a invadat parcul copiilor și cu toate astea intervine în apărarea lui. Deci cunoștea conținutul autorizației. Pentru acești investitori, ce tratament le aplici? Ataci autorizațiile fără să știi conținutul? Domnul Nicușor Dan, spune public, de ce ataci autorizațiile oamenilor de afaceri fără să le cunoști conținutul? Te-ai întâlnit cu ei? Ce ai obținut în urma întâlnirilor? Cu cine te-ai mai întâlnit, domnule Nicușor Dan, în calitatea pe care o ai de parlamentar? Eu cred că lucrurile sunt absolut evidente. Ceea ce face Nicușor Dan, practicile despre care se vorbea în atâția ani de zile, acum cred că și-au răspunsul. Orice
lucru pe care l-am afirmat, îl puteți regăsi aici. Am adunat toate documentele care probează reaua credință a acestui personaj. Vă stau la dispoziție cu întrebări. Aceste contestații despre care... În nume personal sau de asociația sa, de acel ONG? Sunt făcute în principal de Asociația Salvați Bucureștiul. Nicușor Dan este prezent în majoritatea covârșitoare a spețelor, inclusiv acum în campania electorală. Domnul Nicușor Dan a fost prezent în sala de judecată, apărând, zice, interesele Asociației Salvați Bucureștiul, deși el este parlamentar acum în campania electorală. Poate că trebuia să menționez faptul că Nicușor Dan a pierdut procesele în spețele în care vorbesc, despre care v-am vorbit. La acest ultim proiect imobiliar chiar a pierdut și a primit o sentință cu o despăgubire de 30.000 de euro, despăgubire maximă pentru o asociație. Așadar, el continuă să facă acest lucru, se prezintă în persoană la instanțele de judecată, apărând, pune interesele nu știu cui. Vă mulțumesc mult pentru prezență. O zi bună. Vă doresc.